De luni au intrat în vigoare noile măsuri restrictive, în urma aplicării cărora se speră la o scădere a incidenței cazurilor de COVID-19. Primarul Devei, Florin Oancea, una dintre primele persoane care s-a infectat cu noul coronavirus, spune că măsurile restrictive sunt deranjante pentru că îngrădesc libertatea de mișcare, dar subliniază faptul că nu este de glumit cu acest virus perfid. Deci nu-i de joacă. Nu ne place, nici mie nu-mi place, nimănui nu-i place să-i fie îngrădită libertatea. Dar e foarte importantă viața. E cea mai importantă. Și atunci trebuie să conștientizăm că toate aceste măsuri care se iau spre binele nostru al tuturor. Cea mai mare parte a populației conștientizează. Sunt și unii care nu conștientizează pericolul. Dar chiar dacă sunt asimptomatici, pot să ia virusul, să nu știe că iau virusul și transmite mai departe. Merg în familie, poate tineri, cum erau obișnuiți. Și noi am mers la petreceri, la chepuri, nu simt nimic. Merg în familie unde au membri, părinți sau bunici cu boli cronice. Și pericolul este foarte mare. Deci nu-i de joacă. Ne convine, nu ne convine, trebuie să luăm ca autorități acele măsuri care să ducă la o cât mai mare siguranță a cetățenilor. Florin Oancea este de părere că persoanele care nu respectă normele de siguranță socială trebuie sancționate, iar autoritățile cu atribuții de control au obligația să aplice prevederile legale în vigoare. M-aș bucura ca, virgulă, cât mai mult dintre deveni și unele doresc să înțeleagă lucrul acesta. Cine nu înțelege, va suporta rigorile legii. Nu putem să ne jucăm cu viața oamenilor. Dacă cineva este inconștient, trebuie să plătească pentru inconștiența lui. Plătește amendă o dată, de două ori, a treia nu mai plătește. Dar acea persoană, dacă unii sunt și astăzi care nu cred în acest virus, ce putem să facem? Să stăm să le explicăm în fiecare zi că el există și se moare zilnic? Nu putem. Trebuie să luăm măsuri ca autorități. Iar cei care nu respectă sunt instituțiile statului care trebuie să aplice legea. Noi avem o mare responsabilitate prin dumneavoastră să informăm corect că nu-i de joacă. Și măsurile care le luăm, nu le luăm restrictive pentru că vrem să îngrădim dreptul la libertatea cuiva, ci sunt efectiv măsuri de siguranță pentru viața noastră. Legislația în vigoare prevede pentru nepurtarea măștii de protecție, devenită obligatorie în toate spațiile publice închise și deschise, amenzi între 500 și 2500 de lei. Doar în cazul zilei de ieri, pentru nepurtarea măștii de protecție au fost aplicate în județul Hunedoara amenzi în valoare de 17.000 de lei.